luați dumneavoastră concluzia, pentru că iată ce spun sursele noastre. PSD și PNL s-au înțeles pe impozitarea multinaționalelor, a companiilor cu venituri de peste 100 de milioane de euro, iar varianta va fi de impozit de 16% pe profit, numai puțin de 1% pe cifra de afaceri. Da, pe USL a solicitat încă din 13 a 6 impozitarea cu 1% din cifra de afacere a marilor companii, tocmai pentru a aduce echilibru între companiile multinaționale și companiile românești, pentru că companiile românești au plătit întotdeauna impozit pe profit. Și aici o să vă dau un exemplu foarte, câteva exemple. De exemplu, E.ON Energie. Da? Profit zero, pierdere peste 300 de milioane de lei. OMV Petrom, da? Pierdere în trimestru 2 peste 100 de milioane de euro. Nis Petrol, profit zero, pierdere peste 116 milioane de lei. Pare că n-au avut deloc profit, au avut și pierderi, dar au supraviețuit cumva pe piață. Da, sunt foarte multe multinaționale în această situație. Cred că majoritatea, din păcate, nu știu dacă totuși au profit și pierdere atât de mare, nu știu, vorba noastră, cum supraviețuiesc. Probabil că trebuie să se ia măsuri de echilibrare a pieței și de, protejare a companiilor românești, pentru că tot vorbim de capitalul autohton foarte mult, dar pentru români nu se face nimic. Așteptăm și noi deciziile să fie scrise negru pe alb și să fie și aplicate aceste măsuri, multe dintre ele luate deja în alte țări. Mulțumesc tuturor!